Domnule Gabriel Bălan, punct final în ediția a doua a campionatului național de stand-up paddling aici la Constanța. A fost o întrecere care s-a bucurat de succes? În primul rând s-a bucurat de tot ce a putut să ofere natura, soare, furtună, ploaie și niște sportivi extraordinari care au trecut peste orice fel de inconvenient și și-au asumat responsabilitatea pe care o aveau pe placă și cu pagaia în mână și au ajuns pe podium. Eu nu pot să vă spun decât că a fost o ediție nu reușită, deosebită, de bună, de fructuoasă, cu multe, eu știu, schimbări de clasament pe ultima sută de metri. Chiar a fost o chestie deosebită și văd un viitor frumos al acestui sport în România, chiar o revigorare a ceea ce înseamnă sportul pe apă. Este un sport nou și îmi doresc din tot sufletul să ajungem pe podium, poate e mult spus, măcar la, să fim la Olimpiada în 2028 la Los Angeles. Au participat sportivi de toate vârstele și de toate nivelurile de performanță. Iată că acest sport prinde în România. Da, prinde în România și m-aș bucura din suflet să devină un sport de masă, fiindcă eu sunt cel care îmi îndrept mult atenția spre sănătatea oamenilor, spre ceea ce pot face mai mult decât a sta în casă oamenii, adică să iasă în aer, să facă mișcare. Și, repet, fiindcă Dumnezeu ne-a dotat cu atâta apă la Constanța, e păcat să nu beneficiem de acest dar. La finalul festivității de premiere, un moment special, ați premiat trei persoane implicate în acest sport. Da, domnule, deci de multe ori mi se pare că sunt uitați antrenorii sau cei care, ca un învățător, pun prima dată creionul și stilou în mână unui copil de clasa întâi. Da, am premiat trei sportivi de performanță, dar care au devenit între timp antrenori și care sunt sufletul, inima acestui sport în România, care a adus primele medalii de aur, de argint mondiale în România în acest sport și care cred că vor duce mai departe pe culmi această performanță pe care am câștigat-o, repet, anul trecut și în Agios Nicolaș la mondiale, unde am venit cu locul 3 mondial la juniori. Sunt niște oameni extraordinari, Victor Fedul, Gabriel Curea și Răzvan Marinescu. Lor le dau toată recunoștința mea, fiindcă au început și sunt pionierii acestui sport în România. Le mulțumesc mult! Ce urmează în continuare pentru stand-up paddling-ul din Constanța și implicit cel românesc? Păi, deci fiind cei care reprezentăm Federația Română de Kayak, noi plecăm peste 2 săptămâni de zile la o cupă mondială la Agios Nicolaos. Anul trecut am fost puțin, am fost vreo 7, anul ăsta suntem 16, 17 cu tot ce la București. Sperăm să venim cu mai mult de 8 medalii față de anul trecut și apoi peste 2 luni de zile vom merge la campionatul mondial în America, la Sarasota. Mulțumesc și mult succes! Eu vă mulțumesc mult! O zi frumoasă!